Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. Alături de mine se află domnul Tiberiu Avram, invitatul permanent al emisiunii, redactor șef la Monitorul de Suceava. Restricții de scenariu roșu în municipiul Suceava, începând de luni 27 septembrie. Iată, am ajuns și la acest lucru. Ai anticipat cu 3-4 săptămâni în urmă că se va ajunge aici. Să mă ajunge, eu sper în continuare, da, că nu vom trece de 6%. Sper lucrul ăsta. Ce o fi, o vedea. Da, eu vreau să începem însă, să continuăm, că am început deja. Da. Hai să continuăm misiunea sau să începem subiectele astea cu declarația domnului președinte Klaus Iohannis de aseară. Da? Da. Spunea domnul președinte că nu înțelege de ce românii nu s-au vaccinat ca danezii. Ce a făcut pe mulți să fie reticenți? Vom vedea. E păcat. Da, spunea domnul președinte. Da. Cu prilejul semnării, mă rog, acelui document, da, PNR. Mă gândeam acum cum să continui. De asta, da, mă... Te rog. Noi avem la ora actuală... Niște. Bun, adică tu cum ai interpretat? Că ne-a tras de mânică, ne-a tras de urechi, de perciuni? Bun, evident. Evident. Da. Noi avem, din câte știu, cam 30% dintre români vaccinați. Da. Foarte puțin. Domnul președinte a făcut aseară paralelă cu Danemarca, unde majoritatea este vaccinată. Cei mai mulți oameni în Danemarca sunt vaccinați, undeva aproape de 80%. Și a spus, a menționat, uitați, în Danemarca s-au ridicat toate restricțiile. Da, a spus domnul președinte. Da. Uite ce bine. Și în Norvegia, până la urmă, dar în fine. Corect. Da. Dar ce nu înțelegi, domnul președinte, și ar trebui domnia sa să uite în oglindă, alături de toți polcenii de după 1990. Da? Și acolo se află răspunsul la această întrebare. Da? De ce nu s-au vaccinat românii? Da? Pentru că răspunsul este din cauza lipsei de încredere în autorități. A dat domnul președinte exemplu Danemarcei. Exemplu total nefericit. Da? De ce zic total nefericit? Pentru că acolo oamenii au o mare încredere în autorități. Eu îți povesteam și înainte de misiune că am cunoștințe care au copii în Danemarca. Au fost în vizită, îmi spuneau cât sunt regulile de stricte, inclusiv dacă parchez, când parchez mașina într-o parcare publică sau da, dacă ai călcat linia aia de marcare, primește amendă și o amendă usturătoare. Da, adică da, lucruri banale. Da. Nu poți cumpăra cu bani... Sau ne-ai băgat în seamă la noi. Da, asigură acolo... ordinea. Nu poți da, cumpăra cu bani lichizi decât mărunțișuri, covrigi, da, pâine, chestii de astea, plăcinte și mai departe. O rest totul pe card. Da? Tocmai pentru că există o ordine și financiară și... Noi am devenit suspicioși de ce trebuie. Da, bun, noi suntem suspicioși în momentul în care plătești cu cardul sau e-card, că apare da, totul. Da. Știi ăla ce consum eu. Da, 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 corect. Știi ăla, de la magazinul ăsta ce consum tu, ce cumpăr tu fiecare lună. Da? Și danezii știu. Da. Știu danezii ce face fiecare om. Ce... Numai acolo, de ce încrederea? Pentru că alea știu, nu să fac publice ca la noi, că le mai ajunge, stai să vezi. Sau profită un serviciu sau altul de anumite informații. Da. Încrederea în autorități determină comportamentul populației. Da? Modul în care politicienii comunică cu populația imprimă comportamentul, atitudinea populației. Da, da, corect. Mă uitam, tot ieri s-a anunțat că s-a realizat un proiect de lege prin care certificatul de verde, parcă ai selectat aici, devine obligatoriu în, da, în sistemul de sănătate. Da, 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 da. Dimineață, acum înainte, eu dimineața intru pe Facebook, știi ce e Facebook? N-ai Facebook. N-am da, cont, dar... Da, știi, ai auzit de Facebook. Da. Intru să văd, acum e ziua, mă uit așa, și era o postare a unui prieten... Ce să vezi? Cu domnul premier Cîțu, da? Da. În care era întrebat așa, domnul premier, întreba dacă certificatul verde întreba dacă certificatul verde se va aplica și în România, Florin Cîțu a răspuns, citez, nu, în niciun caz, în România nu se va aplica certificatul verde, românii vor merge în vacanță fără, de aceea avem acest comitet interministerial pentru a ne asigura că sunt reguli pe care le vom respecta, dar fără certificat verde. Acum ceva vreme, domnul președinte Iohannis susținea la fel. Da? Da. Da?
a plecat anul trecut peste oceanul, unde a fost în Statele Unite, parcă Statele, da? Da. Și de acolo, nici măcar n-a avut abilitatea să se întoarcă în țară să mai stea o zi, de acolo a anunțat că trebuie să introducem niște reguli în anumite. Da. Eu nu contest aceste reguli. Mi se pare poate chiar normal ca când mergi în spitale să nu te îmbolnăvești de la medici. Asta mi se pare absolut normal. Da. Eu ce contest? Da? Contest atitudinea politicienilor. O contest. Adică nu se poate tu, domnul Câțu, spui categoric. Da? Ce există filmări? Deci, era pe TikTok o filmare. Știi ce TikTok, da? Da. Acum trebuie să te înțepul ăla, dacă ești așa. Am aflat în sfârșit. Ai aflat, da. Era o filmare de pe TikTok, da? Da. Și am citit ceea ce a spus domnul Cățu. Deci spui astăzi, premier, președinte, nu, în niciun caz nu s-a aplicat certificatul verde, da? Există acest comitet pentru a ne asigura că sunt reguli pe care le respectăm, dar fără certificat verde, spui tu premier, președinte la fel. Și după o săptămână, două, vii, intră certificatul verde. Și fără să explici de ce. Da. Este o vorbă românească că numai măgar e consecvent sau ceva de genul ăsta. Da. Deci poți spune, domnule, nu sunt consecvent. Consecvența e o caracteristică a unor animale. Da? Dar atunci, ori ești din viața publică și lași pe alții, din viața politică, da, ori spui, în momentul de față nu sunt motive. Vom analiza, vom vedea mai încolo. Dar nu fi, ești categoric. Nu se va aplica sub nicio formă. Da? La fel a fost la începutul pandemiei. Eu mai dat exemplu ăsta. La începutul pandemiei și domnul Iohannis și domnul prim-ministru atunci Orban au ieșit și au spus că acest virus este puțin mai slab decât virusul gripal, nu e niciun pericol. Declarații lui domnul Iohannis care a spus nu e niciun pericol, nu așa. După vreo lună e dezastru, murim pe capete. Da? Până la urmă, știi care e realitatea? Știi care e realitatea? Bun, hai că aici nu știam. Știu. Am mai spus asta cu Israelul. Da. Am mai spus? Nu, eu am fratele meu în Israel, de Paște a fost și l-am întrebat de ce cum deau toți încredere în autorități, în COVID. Și a zis că a ieșit la început Bibi, așa îi spune Netanyahu, a fost un premier, și a zis, virusul ăsta este cam de nivelul gripei. Da? Nu e foarte grav. Da? Ceea ce e o realitate, pentru că și gripa a făcut foarte multe victime. Da? Nu e foarte grav dacă îl identificăm la timp. Da? De aceea în Israel testarea a fost gratuită. Da? Și s-au impus acele programe prin telefon care te monitoriza. Dacă îl identificăm la timp, a zis Bibi și după aceea a mai continuat. Dar atenție, resursele noastre sanitare sunt limitate. Și dacă nu identificăm la timp, se poate agrava. Ce se întâmplă? La orice zvon, acuzații, poveste de asta legată de coronavirus, de COVID și mai departe, Bibi și echipa lui a ieșit și a explicat. Bă, nu e adevărat. Au făcut, erau filmulețe care circula și pe la noi. N-ai văzut? Noi ne amuzam, ce a făcut ăsta așa. Da, a câștigat încrederea oamenilor. Da? La noi vine, aruncă prima dată că virusul e slab, după aceea nu mai explică, știi că am greșit. Da? Fără certificat verde, spune domnul prim-ministru, spune domnul președinte, apoi brusc certificat verde. Eu nu contest, repet, că trebuie sau nu trebuie. Vorbesc de politicieni care azi spun una, mâine fac alta. Da? Și aici ne-am obișnuit ca politicienii să spună azi una și mâine alta. Mai aici e vorba acum de sănătatea noastră, a oamenilor, da? Și de viitorul copiilor noștri. Absolut. Bun, de viitorul copiilor noștri e vorba întotdeauna. Că spun, facem străzi, autostrăzi nu facem, da? Sau, mă rog, economia dudui, nu mai dudui, da? Și noi mai avem o mulțime de exemple. Acum, chiar cel mai recent, legat de ceea ce ai spus tu, de modul cum s-au comportat autoritățile izraelene în relația cu cetățeanul, cu recomandări și cu anumite precizări, în Norvegia, specialiști de acolo au spus trebuie să ne obișnuim de acum cu acest virus, e gripal, poate mai agresiv, poate deveni foarte agresiv dacă nu îl identificăm la timp. În rest, aceeași poveste, măsuri de protecție, fără restricții, ca și în Danemarca. Dar ce se întâmplă? Asta era ideea. Dom'le, obișnuiți-vă că sunt, dar aveți grijă, poate deveni dar modul de abordare, comunicarea care au făcut autoritățile a determinat această
ruptură, da. Această falie enormă între două segmente ale populației, masive, pot spune. Da. Păi iată încrederea care ar putea să fie. Da, pe când, 30% cum ai zis, și norvegenii au spus, doamne, e un virus gripal, da? E un virus gripal care te poate omorâ. Da. Dacă ai și gripa, te poate omorâ dacă nu le trifești la timp, dacă mai ai ceva afecțiuni. Da? Da, îl bifăm și pe ăsta. Da, n-au minimalizat pericolul lui. Dar la noi s-a trecut dintr-o extremă în alta. De la faptul că e un virus de genul virusului gripal sau în această categorie, în privința efectelor, în cealaltă extremă. Da? Da. Și atunci, evident că au apărut anti... Vacciniști. Anti-vaccinici au fost, nu știu, anti-COVID. Da. Nu credeau în COVID. Nu credeau în COVID. Pentru că tocmai din cauza acestor bâlbe în comunicare ale autorităților, da? Cazuri... Este flagrant, Tibi, este flagrant. Spui că e o banală gripă și în 2-3 săptămâni e virusul ucigaș. Da, corect. Și am mai zis, toți cei care s-au ridicat și au criticat, da, sau au avut altă poziție decât autoritățile, au fost izolați sau anihilați. Da. Fără să discute, să analizeze. Da? S-au făcut niște rapoarte, gen, nu, avem noi studii care arată... Deci, public, din punct de vedere al autorităților, n-au voie să vorbească decât cei care sunt, au o anumită atitudine. Da. Pro-vaccin, eu sunt vaccinat, dacă să nu creadă lumea că sunt antivaccinist. Pro-vaccin pentru care se arată cât de grav e virus și mai departe. Da? Nu există cale din mijloc, cum este în Norvegia, în Danemarca, în Israel. Nu există cale din mijloc să-i spui oamenilor, domnule, nu-i te termină, da? Nu mor de la virusul ăsta. E foarte periculos dacă nu-l identificăm la timp, da? E bine să nu-l avem, da? Dar trebuie să luăm niște măsuri. Oamenii pot să înțeleagă. Da. La noi lucrurile s-au complicat pentru că cei autoritățile din frică, din neputință, din neștiință sau din neradicale, dacă a fost și la Suceava, cu spitalul, repede armata, care acum stăm, nu era chiar așa. Da? Da. Nu era chiar așa, aduce armata, că până la urmă ce a făcut? Ordinii care, și când era Vasile Râmbu, erau ordine în spital. Da. Ordine era, numai că au mai făcut circuitele. Da, acum. Da, virusul exista de câteva luni, să pare, din decembrie în Suceava, dar a venit armata și l-a scos. Niște măsuri, 2019. Niște măsuri de astea radicale, dar care, repet, au creat o mare ruptură. Întâi au intimidat, măsurile astea, au intimidat, apoi s-a produs descătușarea și celelalte greșeli care au urmat. Întâlnirile la un pahar în Palatul Victoria. Băi, bun, hai să continuăm cu asta, cu autoritățile. Da? Deci, această atitudine, această lipsă de comunicare, da? Și comportamentul autorităților. Da? Pentru că în timp ce se spunea n-aveți voi, n-aveți voi, a fost acea ziua lui Ludovic Orban, fotografiați. Da? Acum, uite că fac eu ordinea emisiune. Te rog. Mi-am permis. Te rog. Trecem la Congresul PNL. Acum, da? Nu-i voie acolo, n-ai voie aia, n-ai voie aia. O sală cu 5.000 de oameni. Da? Da. Modificare produsă cu o săptămână, dacă nu, sau 10 zile înainte de Congres. Cu o săptămână înainte s-a dat... noile reglementări, cum poți organiza manifestări și așa mai departe, într-o sală, într-o incintă, poți organiza manifestare cu jumătate din capacitate. Da. Corect. Sala are, spun ei, e mare. Da? Bun, dar oamenii ar fi trebuit dispersați, că sala aia, nu știu, 10.000 sau 15.000 de metri pătrați. Am văzut pe sus, pe așa. Aia trebuiau dispersați, că totuși stăteau unul lângă altul pe scaun. Da? Într-o incintă închisă. Acum, și știi care e paradoxul? Conform reglementărilor date cu o săptămână înainte, ei știau că fac în sală. Dacă ar fi făcut acel congres în fața palatului, știi câți oameni aveau voie. Deci în fața palatului, în aer liber. În aer liber. Da, 1.000 de oameni. 1.000. Da? Nu, deci asta e paradoxul acelei hotărâri. Deci într-o sală poți face la jumătate din capacitate, da? Manifestări. Deci mergi într-o sală a sportului la Cluj, unde sunt 17-18.000 sau, da? Da. Jumătate, 8.500 sau cât 8.000, se spune, 8.000, da? Dar dacă faci manifestarea aia în fața sălii sportului, 1.000 numai. Da. Asta e, bun. Românii ce văd? Și în Buzea la vot, om lângă om. Da. Văd apoi ziariști care merg să fotografieze votul.
Nu, prima dată. Votul trebuie să fie așa și așa, legal, să aibă confidențial, trebuie făcut public. Da, asta ne spun politicienii. Da. Votul secret. Da? Și intră câte 2-3 în cabină. Ziariști care fotografiază, filmează. Da? Și avem două cazuri, o ziaristă de la ProTV și una de la Antena 1, care de-abia era postat după ce a găsit și o filmare în care a fost agresat, dar n-a vrut să, parcă la Antena 1, n-a vrut să posteze pentru că n-avea dovada, n-a vrut să zică că a fost și agresat. Da. Dar a postat aseară că a găsit o filmare a unui coleg, care filmau cum intră aia câte 2-3 în cabină. Da? Pe altul l-a prins cu buletinul de cu fotografia pe telefon, știi, cum auzi, fotografiezi. Aștept fotografia, fără să arate, știi? Am avut, acolo domnul președinte, care a gerat, vorbesc de echidistanță politică, dar vine domnul președinte și susține clar un candidat, da? Bun, eu nu sunt de acord, cum spune PSD-ul, că n-avea ce căuta Klaus Iohannis la această întâlnire. Mie mi se pare normal. Ei mai au reminiscențe, mai au amintirile dure. Domnul Iliescu a fost dur criticat în primul său mandat. Eu am zis la acea vreme. Și Ion Iliescu, cum era. Dar Iliescu mi se pare că a mai fost invitat la un partid și a fost. Sau... Nu, domnul Băsescu. Domnul Băsescu a fost. Da, la Tineretul Social-Democrat. Așa, da, ai dreptate. Da, știam cum e. Mi se pare că președintele a trebuit să participe și la congresul USR, bine, ăla dacă e este invitat. Dacă este invitat și la PSD, dacă este invitat, mi se pare absolut normal. Da? Dar nu, cum e aici, vine și susține clar un candidat. Da? Congresul PNL, acum asta este, mai aveam de astea. Bun, percepția românilor care, da? Politicienii fac regulile după cum li convine lor, da? Le modifică atunci când vor și atunci când au interesul, da? Și le aplică aceste reguli după interesul lor. Da. Acum se întreabă până când vor funcționa regulile apărute înainte de congres. Până când? Până când termină. Da. Bun. Și atunci nu poate să nu-ți lase un gust amar. Te întreb de ce nu mai are în populația, de ce nu mai au românii încredere în autorități. Păi uite de ce n-au. Da? Stați în case, protejați-vă, păstrați distanța între voi și acolo cele mai importante autorități ale statului stau îngrămădite ca să voteze. Da? Bun, acum tu ai folosit două exemple. De fapt, am introdus și eu Norvegia. Acum e foarte clar. Întâi ne luăm măsuri de precauție, da? Mergem, ne vaccinăm, ne testăm. Ceea ce spun specialiștii s-ar putea să fie induși în eroare. Dacă este un virus nou, sucit, parșiv și așa mai departe. S-ar putea să se contrazică și specialiștii dar noi, populația și noi autoritățile, ne luăm primele măsuri de precauție, da? Da, iar specialiștii lăsăm, ei s-ar putea să greșească pentru o săptămână, pentru o lună. Cum s-a întâmplat la nivelul ONS-ului. Da, recunoști. Da, păi tocmai să recunoști, da. Lăsați, nu plecăm urechea după toți. Au toți știutorii. Da, vezi cum e să ia... Că totuși un inginer ar trebui să vorbească despre construcții, despre terasamente, despre căi ferate. Un medic trebuie să vorbească totuși despre medicină, sănătate și așa. Bun, dar știi care, în momentul în care apar bâlbele astea, deci din cauza unei proaste gestionări a comunicării, da? Atunci apar evident și tot felul de interpretări, da? Apar tot felul de scenarii, da? Da. Dar dacă tu la început spuneai, e posibil ca pentru o săptămână sau două săptămâni, specialiștii noștri. Dar asta înseamnă să fii un politician bun. Da. Dar domnul Cîțu, niciodată certificat verde, da? Păi nu mai spune așa ceva. Sau dacă spui așa o dată, a doua oară mergi acasă. Deja poți să mergi acasă. Deja. Bun, dar la câtea gafe te-a făcut, ce să mai... Nu? Trebuie să luăm pauză. Asta de caracter, încă două minute. Da. Bun. Da, uite, deci am certificatul verde. Iar, vezi, se limitează la niște lucruri. Să mergem puțin, poate să avem puțin curaj, hai să venim cu altceva. La certificatul verde, bun, nu te obligă la vaccinare, hai să fim, și sper să nu se ajungă la vaccinare obligatorie. Deci trebuie să fii vaccinat, să ai test PCR, sau de la rapid, așa, 72-48 de ore, și să fii trecut prin boală în ultimele 6 luni. Aici e o problemă. Eu am colegi la firmă care nu-s vaccinați, au făcut boala, și au făcut anticorpi, da?
are, una dintre colegi și a făcut anticorpi săptămâna trecută, are mai mulți anticorpi acum decât avea acum 3 luni, în iulie. Da. I-a făcut boala acum 9 luni. Da. Da? Deci se pare, cel puțin poate, la unele persoane, da, că anticorpii creați de boală cresc. Da. Da? Deci imediat după boală, da, făcuse, avea puțină. Există, da, niște diferite, vreo două unități de măsură anticorpilor. Una care are unități, alta care are zeci, da, sute, zeci de. Da. Da? Deci colega mea avea 178 de anticorpi săptămâna, da, trecută. În iulie avea 150. Da? Mm-hmm. Imediat după boală avea undeva în jur de 10. Da? Mm-hmm. Deci s-ar putea la 6 luni să ai puțin anticorp, da? Poate ar trebui introdus certificatul ăsta verde și anticorpi, da? Da. S-ar putea tu să fii bolnav, să fi trecut prin boală, să nu fi știut, să nu fi, da, că ai fost bolnav. Cum s-a întâmplat în multe cazuri. Și să ai anticorpi, da? Dar tu nu figurezi nicăieri, deci tu nu existi ca bolnav, da? Deci, da, e o variantă să introduci în acest certificat. Se induce acest certificat anticorpi, da? Existența anticorpilor în corpul tău. Nu se introduce. Bine, e posibil să fie și o explicație, că nu se știe cât de puternic se ia, cât te protejează pe tine, pe cei din jur, da? Dar ieși măcar și explică lucrurile astea. Da. Da? Pentru că deja e o discuție în spațiu public. Ieși și explică lucrurile astea. Modul ăsta de a ține lucrurile care nu le știm, da, sau că nu suntem de acord, de a le ține la secret, da, dăunează. În comunicare există o regulă, în comunicarea de criză, în comunicarea în situații de criză. Nu se ascunde nicio informație. Da. Nu se ascunde niciodată nicio faptă, pentru că oricum se află, mai devreme sau mai târziu, da, din diverse surse, da, se află că ai ascuns-o, se află că nu ai expus și atunci... S-ar putea să fie și exagerată. Evident, da, că ajungi la public puțin, da, deformată, da, da? Exact. Puțin, chiar mai mult deformată, chiar, da, depinde pe ce, da, căi și prin câte căi ajunge, da? Puțin deformată sau mai mult deformată, da, da? Și apoi pe lângă că e deformată, amplificată, hiperbolizată, mai apare și întrebarea aia. De ce n-ai spus? Da. Da? Care naște suspiciuni. Da. Luăm ultima pauză de publicitate din această emisiune, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.